aproape un an și jumătate, Andreea Antonescu nu a mai cântat decât acasă, în fața oglinzii. Să vezi și să nu crezi. Toată lumea se întreba unde ești și ce faci. Da, uite, vezi, asta a fost și unul din motivele pentru care n-am mai apărut, tocmai să se întrebe lumea unde sunt și ce fac. Am fost și plecată din țară și am vrut să și lucrez foarte mult, știi, și foarte bine pentru albumul ăsta, ca să iasă ceva după așteptări, la nivelul așteptărilor mele. Dar nu te-ai plictisit atâta vreme? Ba da, n-am mai rezistat, dar asta e, a trebuit să mă conform în situații. Mai ales că muzica e ceea ce îmi place mie și fără muzică, nu știu, mi-ar fi foarte greu să trăiesc. Ca să reintre în afaceri, Andreea și-a schimbat lucrul. Se zvonea că și-a ras tot părul din cap, dar nu este adevărat. Priviți și dumneavoastră ce podoabă capilară are. Sunt aceeași persoană, da, mi s-a schimbat culoarea părului. Așa? Și mi-e foarte bine, mă simt foarte bine și foarte împăcată cu mine. Cred că asta contează cel mai mult, nu știu cât de mult contează culoarea părului sau... Odată cu noul său album, Andreea va face și un nou videoclip. Cine ți-l face, Pico? Domnul Iulian Moga. Așa. Și e un băiat foarte de treabă, foarte drăguț. Nu mă așteptam. Acum nu știu, mi-a spus că e total diferit pe platou față de cum e în momentul în care a venit la repetiții sau să-mi dea niște sfaturi, știi? Sper să nu fiu foarte dur cu mine. Bun, hai să vedem ce o să se întâmple în videoclipul Andrei. Fără să râzi. Păi începe cu ea în această cameră. Așa. Cum e nervoasă și sparge niște lucruri și după care pleacă mașina și începe și cântă. Așa fara? Da. Unde? Care sunt locații? Pe Malierul, probabil, în timp ce merge și în Lipscan. Știi povestea? Cred că mai bine vorbiți cu el. Știu în mare despre ce este vorba. Pur și simplu mă răzbun pe un fost iubit al meu, sau nu neapărat că mă răzbun, dar oarecum îmi dau seama că la urma urmei eu sunt cea mai importantă și fericirea mea n-ar trebui să depindă de o persoană sau de o altă persoană. Și asta am învățat și asta și simt, știi? Deci nu e chestia pur și simplu de ce se întâmplă în melodie sau de care e textul melodiei. Zi-mi cum e Andreea. Cum? Ca om? Da. Așa, okay. Cum ți se pare? E ok. Lumea spune că e figurantă. Nu, e figurantă. Lumea zice tot timpul și de mine zice că sunt figurantă. De mari și de toți, da? Dacă nu-l cunoști, n-ai de unde să știi. Deja bă, zice. Poți să-i uite-l pe asta. Da, e figurantă. Dacă nu-și cunoști persoana, nu. Nu știi ce vrei să faci. Mama și fratele ei au fost lângă ea în tot timpul acesta. Ei au susținut-o în tot ceea ce a făcut. Ce face mama, ce face fratele tău, ce face familia ta? Ce să facă foarte bine și ei tremură pe lângă mine și ei au fost cei care au trebuit să-mi suporte mie necazurile și supărările cauzate, bineînțeles, de neapariția mea. Dar acum sunt foarte entuziasmați și ei și așteaptă cu sufletul la gură să vedem rezultatul. Înțeleg că ne povestește fratele tău ceva? Ce să vă povestesc? Între timp a intrat la facultate, îi place, merge, vreau să ajung un om de afaceri și nu știu, mai multe cred că o să spună el. Acum Andreea are și stilist și un coregraf care îi sunt tot timpul alături. Din tot ce tu ai spus, tu ai operat la transformările astea? Stai, deocamdată nu se vede nimic, o să se vadă pe clip. Da, deci am vrut să fie ceva total diferit de ce s-a făcut acum în România și m-am vrea destul de flexibilă, acceptă orice schimbare. Și sper să iasă super ok, să placă ceea ce facem împreună. Ce haine va avea Andreea în clip? Elegante, mai puțin elegante? Mai... Da, s-a vrut un stil mai apropiat de street, genul acesta, jeans largi, dar oricum sunt multe cadre și o să fie mai multe combinații de stiluri,
nu știu, vreau să se iasă ceva cât mai deosebit. Nu mergem pe o linie strictă, elegant și atâta, sau doar strict, mai multe combinații. Din punct de vedere al dansului, al mișcărilor, păi cam tot timpul se schimbă ceva, niciodată nu fac la fel. La fiecare dans, în funcție de piesă, schimb coreografia, fac mișcări noi. Sper să vă placă, o să vedeți și la videoclip. Se dansează mult în videoclip asta? Păi se dansează foarte mult, asta depinde de regie, cât de mult o să bage. În funcție de poveste, în funcție de... Câți dansatori are Andrei? Pentru videoclip s-au ales vreo 8-9 dansatori. În general are mult, mai mulți. Au fost aleși toți de la școala mea de dans și sper să vă placă. Nu știu ce vrei să faci.